a înviat. Adevărat a înviat. Hristos 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 a înviat și bun găsit în această zi luminată de Paște, dragi spectatori, dragi telespectatori. Așa obișnuim să ne întâlnim cu toții, cei dragi de sărbători, să ne întâlnim, să ne mai vedem la față, să ne mai spunem unul altuia cuvinte frumoase, să ne spunem trăirile, bucuriile, tristețile și nu în ultimul rând, desigur, să petrecem cu gânduri bune, cu suflete și inimi curate. Ne-am întâlnit și noi aici, în această casă mare a Televiziunii Naționale, ca să sărbătorim. Ei, cu cei dragi, precum vedeți, și vreau să vă spun că acest program special în zi de sărbătoare este unul în care s-au întâlnit mai mulți soliști, cei care fac parte dintr-un proiect despre care dumneavoastră ați mai auzit. Este vorba de proiectul De la Iași la Chișinău. Am venit astăzi aici să cântăm cu drag pentru dumneavoastră și, precum vedeți, suntem susținuți coregrafic de un ansamblu de dans. Este ansamblul Hora Horița, condus de Constantin Șchiopu. Și nu în ultimul rând, dragi telespectatori, vreau să vă prezint această deosebită orchestră care a fost alături de soliștii ce fac parte din proiectul despre care vă spuneam, în frunte cu maestrul Ion Dascăl, Orchestra Mugurel. Să știți că avem multe să discutăm în astă seară, un picuț și pe marginea acestui proiect. De asta eu am să-l rog pe maestru să meargă cu mine mai aproape de Constantin Bahrin, pe care am să-l rog acum să ne spună cu ce surpriză a venit de la Iași
la Chișinău. Da, vă spun și eu, dragi prieteni, dragi telespectatori, bine ne-am văzut, bine ne-am revăzut și Hristos a înviat. Uite că a dat bunul Dumnezeu să petrecem această sărbătoare creștinească aici la Chișinău. Am venit alături de colegii mei de dincolo de Prut, care fac parte, bineînțeles, cum a spus și Silvia, din proiectul de la Iași la Chișinău. Și nu a venit cu mâna goală, bineînțeles că am venit în ospeție cu daruri frumoase. Pentru că noi tot am promovat acest material până acum, ia că iepurașul de Paște ne-a adus și cadou mult așteptat. Un CD frumos de la Iași la Chișinău, pe care vi-l ofer acum în dar, maestrul Ioan Dascăl, poftiți, da, și ție, rând. Silvia, este cald, călduț. Mulțumesc. Și numai bun de ascultat. Și rămâne aici în televiziune. Rămâne deocamdată în televiziune, nu rămâne decât să-l procurați și dumneavoastră, dragi telespectatori, de acum să vă încânte și să vă bucure sufletele în casele dumneavoastră. Iată, avem încă un prilej de a sărbători. Am să-l rog pe maestru Ion Dascăl să-și ia un microfon. Maestre, cum ați întâlnit sărbătoarea astăzi? Am întâlnit-o cu cei dragi. Vreau să spun la toată lumea, Hristos a înviat, și orchestrii și la toți admiratorii noștri, oaspeții care au venit la Iași, soliștii de la noi, la mulți ani, și colaborarea noastră să aibă succes în continuare. Eu mă bucur foarte mult, maestre, că instrumentiștii din Orchestra Mogurel au stat un picuț pe acasă, dar sunt și cu noi alături la această oră. Le mulțumim foarte mult! De altfel, dacă îmi dați voie să intervin, de talentul Orchestrei Mogurel ne-am convins pe deplin la realizarea acestui material. Noi, nu întâmplător, ne-am dat pe mâna maestrului Ioan Dascăl visul nostru, pentru că este un vis realizat acest proiect de la Iași la Chișinău, și maestrul Ioan Dascăl s-a întrecut pe sine. A creat cântece, a orchestrat cântece 1 și 1. Iar dacă în această seară le vom cânta pentru telespectatorii noștri dragi, o să vedeți și dumneavoastră ce înseamnă să combini talentul cu plăcerea, cu folclorul valoros și, de ce nu, cu voioșia, cu bucuria. Eu, de fapt, aș remarca un lucru, pentru că urmează dumneavoastră să veniți în scenă împreună cu maestrul Ion Dascăl și să cântați cântecul șlagăr de pe acest album. Este vorba de cântecul de la Iași la Chișinău, care este compus 100% de maestru, de maestru Ion Dascăl, aranjament, melodie, cu textul lui Grigore colegului German. Nostru Grigore German, care este coleg de grup, dar momentan nu este aici, este la București. Așa. Întâlnim noi și acolo. Ce vreau să zic? Noi ardem de nerăbdare să ne spuneți prin cântec cum este drumul, cum a fost, cum este drumul de la Iași la Chișinău. Vă invităm. Sigur în scenă. Da. Mai ales la zi de sărbătoare este cel mai scurt. Frumoasă-i lumea și mare, dar nu are asemănare țara mea cu oameni buni și locuri de rugăciuni, măi. Vin la trei ierarhi românii unde se rugau străbunii, Iașul târg de vis rămâne cu cele șapte coline. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, stranepoții lui Ștefan, măi. Când pe culme luna suie, urc și eu la cetățuie și mi-arunc ochii roată ca să văd Moldova toată.
ne-am rupt ca frunza din ram, din stejarul lui Ștefan. Nesfârșit în piept îmi bate inima pentru al meu frate. De la Iași la Cernăuți, printre faci, printre brăduți, măi, curge raza dorului, stă inima neamului, măi. Spre răsărit de soare, mândru loc apare în cale. E frumosul Chișinău, unde-mi stă fratele meu, măi. Și în jurul mesei pline să-mi aduc neamul cu bine, că de-i frate lângă frate, niciun rău nu mai răzbate. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, strănepoții lui Ștefan, măi. Azi la trei erari români se roagă precum străbunii, să dea bunul Dumnezeu să-i apere neamul său, măi. Mulțumim domnului Constantin Bacrin. Iată cum e drumul de la Iași la Chișinău. Dragii noștri, noi mai stăm un pic la sfat aici, alături de mine. Se află domnul Constantin Șchiopu, conducătorul ansamblului de dans Hora Horița. O am alături și pe Mariana Dobzeu, interpreta de la noi din Republica Moldova, de la Nisporeni, și domnul Cristi Iordăchioaia, care vine de la Pașcani. Ei, hai să vedem ce ne spune Mariana despre gospodinele de la Nisporeni deocamdată. Tu te-ai pregătit, ți-ai pregătit bucate de Paști, ai preluat ceva de la mama de acolo? Sigur că da, am pregătit și eu acasă, dar cred că imediat ce plec de la emisiune mă îndrept către părinți, pentru că pentru mine dintotdeauna sărbătorile de Paște au fost, ca să zic, sărbătoarea sufletului, mai ales în familie. Așa știm noi să petrecem alături de cei dragi, cu bucate alese, bucate tradiționale, cu ouă roșii, cu păscuță și toate bunătățile din lume. Domnul Constantin Șchiopu, de la Sud, sunteți bogați de acolo, de la Câșlița Prut, în sărbători, mai ales sărbătorile înainte de Paște au o legătură cu Paștele, mai ales acea sălcioară care este aruncată pe apa Prutului la dumneavoastră. Da, aveți dreptate, de Paște la noi în sat și în satele din apropiere sunt cel puțin 3-4 tradiții, să le zic așa. Prima este sălcioara în ziua de florii, când se formează grupuri de fete și băieți, confecționează dintr-o creangă de salcie o coroniță și întreg grupul merge pe malul Prutului, care curge pe lângă casele noastre, și la un semn aruncă această coroniță în Prut. Evident, a cui coroniță este prima luată de apă și dusă la vale, la acela a căzut sălcioara, așa se zice la noi. În ziua de Paște, persoana respectivă trebuie să-i primească în casă pe toți cei din grup, îi așează la masă, după care toate grupurile, la o oră la care se înțeleg, merg în sat la ora satului. Am înțeles. Am să-l rog să ne povestească domnul Cristi Iordăchioaia. E o diferență între ceea ce se întâmplă la Pașcani și aici în Republica Moldova?
Eu mă bucur foarte mult că suntem astăzi cu cei dragi împreună. Eu am copilărit într-o localitate foarte frumoasă, gura de intrare în Bucovina, numită Bucovina Mică, localitatea Tătăruș, și de o bucată de ani însemnată, locuiesc în Pașcani. Vreau să spun că am fost de nenumărate ori la frații de peste Prut, la dumneavoastră, și de fiecare dată m-am convins că nu există mari diferențe. Trăim la fel, muncim la fel, gândim la fel, iubim la fel, plângem la fel, și albumul nostru vrea să arate, prin mesajul general luat din fiecare cântecel, pus cu suflet acolo, că de fapt între moldovenii de dincoace și de dincolo de Prut există doar vremelnic granițe administrative, pentru că granițe spirituale de suflet nu au existat, nu există și nu vor exista niciodată. Noi ne simțim la dumneavoastră ca acasă și invers. Ne bucurăm foarte mult, mulțumim, dragi noștri! Sărbătoare, cântec, voie bună aici în casa noastră, dar cum să se întâmple Paștele fără Pască, fără cozonac, fără ouă roșii? Vreau în acest sens să-i mulțumesc doamnei Tatiana Vornicescu. De la Patiseria Moldovița avem toate aceste bunătăți pe masă. Mulțumim foarte mult! Invit acum să ne cânte trei soliști. Este vorba de Gheorghe Zagoreanu, Felicia Nevodaru și Vyacheslav Pânzar. Gazda, lasă-mă, primiți nasă casă, unde-i lumea mai aleasă. N-am venit cu niciun rând, vreau să mă petrec și eu, vreau să mă petrec și eu, măi, măi. Și-am venit cu gând curat, cu trușei și m-o chemat, cu trușei și m-o chemat, măi. Păi și-am venit cu bucurie, la oameni de oamenie, ca să faci în veselie, măi. Din partea m-a auzit muzica frumos cântând, muzica frumos cântind, măi. Și pe loc m-am priceput, că o spățu o început, că o spățu o început, măi. Am văzut porta deschisă și luminile aprinsă, și luminile aprinsă, măi, măi. Gospodarii stând în prag, că le vin și ni-le drag, că le vin și ni-le drag, măi. Păi la oameni cu voie bună, toată lumea se adună, se petreacă împreună, măi. Cărărușa-i bătută și-n casă lumii multă, și-n casă lumii multă. Grade iar băi deasă și la masă lumea lasă, și la masă lumea lasă. Și petreșirea-i întoi, cu vin și plășinti moi, cum îi obișei la noi, măi, măi. La comandă-i muzica și te-ndeamnă a juca, și te-ndeamnă a juca, măi. Și petreșirea-i întoi, cu vin și plășinti moi, cum îi obișei la noi, măi, măi. Moldovenilor mari. Și când muzica rasul
acasă par vechi și sunt întreg la jucat cu flăcăi mândri din sat. Așa-i hora satului de pe valea Nistrului, cu flăcăi și fete multe și cu gospodari de frunte, mă! Sărbătoare, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, joacă frați, joacă surori, tre-i-ri-ri-ri-da, și nici prutul nu stă loc, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, de-atâta cătic și joacă, tre-i-ri-ri-ri-da. Gemi pământul săracu, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, că s-o prins în joc tânțatul, tre-i-ri-ri-ri-da, că așa-i bătuta frate, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, din bătăi și pisavate, tre-i-ri-ri-ri-da. Și capul sus și un, doi, trei, hai și nu mai stați flăcăi, cu chișorul mărunțelă, dar cu fata ușurielă, mă! Mama frumoasă, tre-i-ri-ri-ri-da, și la fieti-s drăgăstoasă, tre-i-ri-ri-ri-da, dacă ies în sat la joc, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, nimeni nu mai stă pe loc, tre-i-ri-ri-ri-da, și mie așa îmi place, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, eu să cânt lumea să joace, tre-i-ri-ri-ri-da, că eu mă sunt tare ghine, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, când se printează lângă mine, tre-i-ri-ri-ri-da. Și fiul zăbia de pe vie, cum să nu îmi placă mie, lângă oamenii din sat am să mă pite cu dragă, mă! Și unde dau, tre-i-ri-ri-ri-da, unde joc acolo seu, tre-i-ri-ri-ri-da, unde seu e și mândram, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, că știm bine ca jucam, tre-i-ri-ri-ri-da, de-ar ține jocul și-o lună, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, noi suntem cu voie bună, tre-i-ri-ri-ri-da, unde joc lumea-i frumoasă, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, și cu mintea sănătoasă, tre-i-ri-ri-ri-da. Ai, bine batute și saltat, joacă satul apasat, joc mândru din moldoveni, așa ca fi la ungheni, mă! Sta brevos omorâte, tre-i-ri-ri-ri-da, când ai la mândruțe rândă, tre-i-ri-ri-ri-da, mândriliți-or pace loc, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, dacă vii aici la joc, tre-i-ri-ri-ri-da, după trompetă și scripcă, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, hai cu noi nu-ți fie frică, tre-i-ri-ri-ri-da, ține-i pasul după tobă, tre-i-ri-ri-ri-ri-da, și mai lasă-te de vorbă, tre-i-ri-ri-ri-da. Ei, băi, tovaria, vezi tu, patilin de satamu, că ai intrat în jochilie și el jocul nu pește, e bati toba mărunță-l, mă! De joc să ne bucurăm, hop, să ia casa! De joc ne bucurăm și ne înveselim aici că e zi de sărbătoare, dragi prieteni. Alături de mine este Tatiana Martin, pasarabeancă de-a noastră de la Drochia. Alături de ea este Andrei Balan, care vine din broștenii lui Ion Creangă tocmai. Și Rodica Buhnă, la fel de aici, de la noi, din Republica Moldova, este și solistă la Orchestra Mugurel. Fetelor, hai să începem cu voi. Cum v-ați gătit straiele de sărbătoare? Trebuie să remarc că voi aveți mâini de aur, vă confecționați straiele de sărbătoare și nu doar. Rodica, ai cusut la ei? Da, recunosc că am adăugat foarte mult la aceasta ca să o fac cât mai ochioasă, așa, pentru sărbători, evident. Tu zici ochioasă, mie îmi pare că ai liniștit-o un pic cu aceste mărgeluțe. Nu știu, mie îmi pare că se vede bine. Foarte frumos se vede. Bravo! Mulțumesc! Și Tatiana, zici și tu cu ce te ocupi, cum ți-ai pregătit? Eu vreau să zic că costume nu meșteresc, dar îmi place foarte mult să fac bijuterii. Așa? Singurica mi le fac. Și asta pe care le porți sunt făcute? Da. Sunt făcute de tine. De mine. Bravo! Ce să zic, Andrei, mai puțin ar putea să ne spună despre acest lucru, mai cu seamă poate. Zici ceva despre maică ta, că ți confecționează costumele? Vreau să Hristos le transmit și eu, Hristos a înviat, tuturor telespectatorilor postului de televiziune Moldova 1. Într-adevăr, chiar dacă în această zi de sărbătoare port un costum ceva mai vechi, este costumul bunicului meu, din partea tatălui. Mama mea este
o păstrătoare a tradiției și ea încă coase costume populare. Unul dintre ele este aproape gata, cu asta s-a ocupat în postul Paștelui. Altceva, ce ne aduci tu de la Broșteni? Ceva referitor la tradiții. La tradiții, iată, o tradiție pe care aș aminti-o este cea a colindatului în ziua de Paști. Copiii merg în toate casele din sat sau la toate casele din sat și adună ouă. Ouă, la noi se spun, nu se încondează, la mine, la Broșteni, ouăle nu se încondează, se închistresc. Așa, e tot un fel de încondeiere. Tot un fel de încondeiere, se fierb în momentul fierberii, se așează într-un ciorap, ca să zic așa, și între ciorap și ou se adaugă diferite frunze care ies primăvara și modelul care rămâne după fierbere este foarte frumos, fie frunză de trifoi sau frunză de chiar urzici se pun în funcție de ce găsesc gospodinele în grădină. Am înțeles. Asta la voi se numește închistrit, cum ai spus? Închistrit, da. Așa, foarte frumos. Ia, uitați-vă, dragii noștri, câte bordei, atâtea obicei, așa zicem noi aici. Eu zic să continuăm cu muzică și voie bună. Vă invit în scenă să ne cânte pe Mariana Dobzeu, după care ne va cânta și Ion Bânzar și, respectiv, Mirel Roman. Aleasă, tiridir, tiridam, tari, taradam, am venit la dumneavoastră, tiridir, tiridam. O gând bun și luminat, tiridir, tiridam, tari, taradam, se va cânta șenii drag, tiridir, tiridam. Turnați păhărele fini, tiridir, tiridam, tari, taradam, se cinstiți aici cu mine, tiridir, tiridam. Nu-i vreme de pierdut, tiridir, tiridam, tari, taradam, tai premii de petrecut, tiridir, tiridam. Eu vă cânt cu bucurii, nu m-a gura să mă țâi. Când gură să nu tași, tiri-diri, diri-dam, tai-tara-da, am venit la oameni dragi, tiri-diri, diri-da. La oameni de omenii, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, se le cânti veselii, tiri-diri, diri-da. Turnați păhărele plini, tiri-diri, diri-dam, tai-tara-da, și-ți cinstiți aici cu mine, tiri-diri, diri-da. Că nu-i vreme de pierdut, tiri-diri, diri-dam, tai-tara-da, dai vreme de petrecut, tiri-diri, diri-da. Eu să cânt, voi să jucați, cu toți să vă bucurați, mă! Muzica frumos răsună, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, moldovenii când s-adună, tiri-diri, tiri-da. Că-s oameni gospodari, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, și petrecul lăutari, tiri-diri, tiri-da. Turnați păhărele pline, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, și-ți cinstiți aici cu mine, tiri-diri, tiri-da. Că nu-i vreme de pierdut, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, dai vreme de petrecut, tiri-diri, tiri-da. Lăutari din jițe bune, azi vă cântă din inimă. La mulți ani să ne trăiți, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, ani frumoși și fericiți, tiri-diri, tiri-da. Să aveți pașii și noroc, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, șeși-n bun în coloboc, tiri-diri, tiri-da. Turnați păhărele plini, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, să-și cinstiți aici cu mine, tiri-diri, tiri-da. Că nu-i vreme de pierdut, tiri-diri, tiri-dam, tai-tara-da, dai vreme de petrecut, tiri-diri, tiri-da. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Și fericit cu noi să
să v-am veselit, op și ia așa. Frunză verde, fășofragă, cine-a făcut casa largă, măi, măi? Cine-a făcut casa largă? Dar i-a fost lumea dragă, măi, măi. O făcut casa mai mare, ca la zi de sărbătoare. Toți prietenii să fie și cu-n păhăr el să înghie. Ai un pahar sau poate șapte, ai să fie cu sănătate. La casa omului bun, măi, toate drumurile țin, măi, măi. Că el are suflet mare și loc pentru fiecare, măi, măi. Gospodare din vița leasă, pe toți îi poftești în casă, chiar și pe cel nepoftit, măi. Ca pe-un domn l-o omenit, măi. Hei, moldovan cu vorba bună, hei, pe toți la un loc ne-adună, măi. Moldovanului place, dacă masă mare face, măi, măi. Vreo trei zile se petreacă, veselie să tot facă, măi, măi. Și un vin bun să cinstească și pe toți să-i omenească. Că așa-i frumos să fie la casa cu omenie. Că toate să trec în lume, omenia tot rămâne. Unde cântă lăutarii, îi și bucurie mare, măi, măi. Și guranii pe măsură, l-a cântat cu voie bună, măi, măi. Că-mi-e drag să cânt la lume, la oamenii cu gânduri bune. Ia mai zi scripcar pe sună, să mai zic o vorbă bună. Hai să trăiască neamul meu, hai de la Băț la Chișinău, hai de la Cahul la Brăcen și la Soroca și Ungen, căci cu toți sunt moldoveni. Thank you.
abia m-am potolit și eu un pic după dans. Trebuie să vă spun că e o atmosferă deosebită aici, cred că o simt și telespectatorii noștri. Alături de mine aici la masă este Adrian Roșca, care e din Republica Moldova, dar face studii la Iași, fiind la clasa profesorului Ionuț Urdeș și el aici alături. Alături la facultate, aici, alături, nu știu. Nedespărțiți. Nedespărțiți, asta vreau să zic. Adrian, tu, de fapt, la facultate nu cânti folclor. Cum ai îmbinat aceste două genuri? Faci clasic acolo, da? Mai întâi de toate vreau să vă zic Hristos a înviat. Bună seara și bine v-am găsit. Referitor la muzica clasică și cea populară, să știți că e bine, mă strădui să le combin, la ore fac canto. Le îmbină în mod armonios. Populară. Foarte frumos, da. Și mai cânti din când în când folclor cu domnul profesor acolo? Da, cântăm și la oră, și folclor. E bine. Trebuia să specific, dragi prieteni, că Ionuț Urdeș vine din Dobrogea. Ionuț, cum vă sărbătoriți Paștele acolo? Silvia, de obicei ne adunăm ca peste tot la zile de sărbătoare, atunci când e o sărbătoare de suflet, oamenii se adună în familie. Dar iată că în această frumoasă zi de sărbătoare sunt în sânul unei alte familii, unde mă simt la fel de bine ca acasă, ca alături de părinți, ca alături de fratele meu și de nepoței. Ceea ce grăiește de la sine că nu există diferențe foarte mari în sensul acesta. Acolo unde este căldură sufletească, totul merge așa cum se cuvine, toate lucrurile vin de la sine, vin în mod firesc, se leagă în mod firesc. Iată, am ciocnit ouăle de Paște, am servit un pic de cozonac, am dansat, voie bună, horă și ce mai lipsește? Nu mai lipsește nimic. Asta era important să știm, dragii noștri. Continuăm cu cântece, cu alte cântece de voie bună. Vine acum să ne cânte Tatiana Martin, Andrei Balan și Cristi Iordăchion. Sau când marci cu frunză verde, măi, batiță, hora asta nu se pierde, bati dragă. Că-i horă moldovinească, măi, batiță, și ne-a joacă să trăiască, bati dragă. Oamenii dragi și buni, bă! E hora mândră din străbuni, bă! Cât ori suna horili, măi, patiță, ori juca neamurili, bati dragă. În lume pe unde sunt, măi, patiță, cora-i cheamă cu dor mult, bati dragă. Băsar, joc pe gospodar. Când-i văd la joc, e dragi, e ca pădurea între frași, bă! Dragi mi-e sărbătorii, măi, patiță, când răsune horii, bade dragă. Moldovenii străi noi, măi, patiță, vin la hor câte doi, bade dragă. Haideți, moldovii, la joc, și nu stați pe loc, chiuriți, aveți noroc și strigați cu foc. De la Nistru până la Prut, jocul-i știut, de la Păs la Dubăsar, joc-i gospodat. Cu cântec și strigatură, hai frumos, hora să-nșârmă! Vom petre și azi și mâini, măi, batiță, doar muzica se răsune, bati dragă. Haideți, moldoveni, la joc și nu stați pe loc, chiuiți, aveți noroc și strigați cu foc. Haideți la Nistru,
la prud, eu cum îi știu. Din la băs la dubăsar, joacă-i gospodar. Nu se jucăm ușor, ușor. Hai, hora moldovenilor, mă! După scripca și-ai de brat. Când ce joc pe-l filipat, lângă toți ai mei din sat. Frunză verde, trista mapi, auzi mândre și-a subate. Și s-o făcut miez din noapte, mândrulița mea. Frunză verde, trista mapi, auzi mândre și-a subate. Și s-o făcut miez din noapte, mândrulița mea. Strădă-nșetul, nu m-auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Ori după perdea te ascunzi, mândrulița mea. Strădă-nșetul, nu m-auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Ori după perdea te ascunzi, mândrulița mea. Îi dau cochetri și cângeam, câine latră pe tapșan. Aoleu și tărăboi pentru ochișorii tăi, mă! Astăzi la joc pe toloacă te-am jucat așa să-ți placă. Deci sărea panco joacă, mândrulița mea. Astăzi la joc pe toloacă te-am jucat așa să-ți placă. Deci sărea panco joacă, mândrulița mea. Când răsplata să primesc, unde-i spus nu te găsesc. Cu că inima fugăresc, mândrulița mea. Când răsplata să primesc, unde-i spus nu te găsesc. Cu că inima fugăresc, mândrulița mea. Îi latră când ies veșinii și mă fac eu vai din mine, mă. Un par și rup cracul la ițar. Cu ițarii rupți pe-o parte, hăituit în miez din noapte. Merg pe drum adus de spate, mândrulița mea. Cu ițarii rupți pe-o parte, hăituit în miez din noapte. Merg pe drum adus de spate, mândrulița mea. Îi de râs, dar și de plâns, n-apa asta unde-i m-o dus. Gata să mă fac de râs, mândrulița mea. Îi de râs, dar și de plâns, n-apa asta unde-i m-o dus. Gata să mă fac de râs, mândrulița mea. Pentru puișor de fată, pe merg pe drum și când e latră, mă. Dar duminica și vinia se joace tot cu mine. Măriuță, măriuță, cu duleșeață la guriță. Ești oață ca o vulpiță, mândrulița mea. Măriuță, măriuță, cu duleșeață la guriță. Ești oață ca o vulpiță, mândrulița mea. Placă pe joc nu i-ai dat, dar nu cred că-i scapat. Te-o-i prindi eu altă dată, mândrulița mea. Plată pe joc nu i-ai dat, dar nu crede că-i scapat. Te-o-i prindi eu altă dată, mândrulița mea. Să vezi cum mai se plătești, însă și să pomenești, mă. Și-ai să ții când-i legați, bate-i focul de turbați. Uite așa, 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 măi. Verde de trifoi, ista-i joc de pila noi. Nu se joacă în sat la voi, verde de trifoi. Ista-i joc din tătăruș, după copze și arcuș. După copze și arcuș, dintr-un joc acuș. Ista-i joc din satul meu, și să-l joc din loc nu-i greu. Ista-i joc din tătăruș, după copze și arcuș. Îți flacău de însurat, mândru și frumos băiat, verde m-a costat. Câte fiate sunt în sat și-s bunii de marita, că din poarta mami bat, vin la scarmana și la apărcul cioro, ca să-i mai vadă fișoro. Ai câte fiate sunt în sat, ai tăt din poarta mami bat. Le fac și el îi trag, eu în seamă nu-l bag. Eu în seamă nu-l bag, n-am și să le fac. Mama m-a făcut frumos și tatu ca omanos. Juca uși draga scos, harnic și sfacos. În meu cămeșalin și la joc acum vin. Băi, mama m-a făcut frumos, juca uși draga scos. Lumea-n pașii, care nu vrea ca să joace, n-are nimeni așa-mi face, jocul mie-mi place. Când îmi cântă scripcarașul, fluierușul cu dobașul, uit casa ca lucăruța, coasa și imașul. Zi scripcari de arcuș, batuta din tataruș. Băi, la spitată lumea-n pașii, nimeni
canarii și-mi flașii. Și vioară, ca să joc până de soare, cișoarele o să mă doare, joc până de soare. Mă învârtesc ca focul lui, ești la vatra satului, al flacău mai mândru în sat ca și mininui. Doboșări zi mai tare, să se audă până-n vale. Ai zi mai tare, piarcuș, ai bătuta din tătăruș, ai tot cu fiate și flacăi. Cum-i jocul pe la noi? Uite, uite așa, măi. După jocul din tătăruș pe care am dansat și noi cu mult foc aici, văd că se simt foarte bine colegii mei aici în studioul televiziunii Moldova 1. Hai să continuăm să discutăm un pic și cu Felice Nevodaru, care este de la Soroca, și cu Gheorghe Zagoreanu, este fratele meu. Nu vreau să spun eu chiar tot, am să-l las și pe el să spună ceva, măcar despre felul cum se sărbătorește la noi în familie. Felicia, tu vii dintr-o familie muzicală, cu tradițiile la ele acasă. Cum e la tine de sărbători? Adevărat, vin dintr-o familie frumoasă cu părinți deosebiți, care cântă la sărbători. Asta se face și la noi, să ciocnesc ouă. Mama, desigur, coace pască, pentru că așa este, ea iubește să facă totul cu mâna ei. Ce pot spune cum se sărbătoresc sau se sărbătorește Paștele la noi în zona Sorocii? Să știți că în sate este o adevărată întrecere, pentru că oamenii gospodari își cresc găini speciale pentru ouă. Este un adevărat concurs în sat, în centrul satului, iese toată lumea cu ouă roșii, și ciocnesc, evident, gospodarul care are ouăle de găină, cele mai tari ouă la coajă, este câștigător și face o sărbătoare frumoasă, mare, așa ca să sărbătorească toată lumea de Paște. Am înțeles. Ce e interesant la noi, cum știi și tu, în ziua de Paște, adică în dimineața de Paște, cel mai interesant când venim de la biserică cu bucate sfințite, cu pască sfințită și să ia prima masă, chiar în momentul când ajung cei care au fost de la biserică și au sfințit pasca și bucatele și să ia prima masă chiar la ora 4 sau ora 5 dimineața, așa e interesant să se trezesc toți și atunci luăm prima masă. Asta e ce m-a interesat la noi. În rest, tradițiile sunt ca la toată lumea Moldova, cu roșii, pască, cu zonac. Și se cântă Hristos a înviat. Cântă, da. Așa, în cor. Pentru că suntem mulți, noi un pic ne oprim aici cu cântatul, dragii telespectatori, pentru că urmează un moment coreografic. Aici, în platoul de dans, sunt invitații cei de la Hora Horița să ne danseze Hora de la Sud. Conducătorul artistic este Constantin Șchiopă. Thank you.
de la sud cu foc în călcâi. Ați văzut cât de frumos dansează hora, horița, dansatorii de la acest ansamblu. Ia să mai stăm la sfat un pic cu Flăcăi. Ion și Veaceslav Bânzari și Mirel Roman de la Iași. Veaceslav, tu fiind la Iași de mult timp, totuși la sărbători vii acasă cu cei dragi. Vreau să vă spun și eu, Hristos a înviat și sigur că măcar la sărbători să ne întoarcem acasă, că nicăieri nu este mai frumos decât în sânul familiei și mai ales la Paște, unde ne adunăm toată familia, la un ciocnit de ouă, cozonac și toate cele sfințite de la biserică. Și ne bucurăm foarte mult că măcar la sărbători reușim să ne întâlnim cu toții. Avem noi un obicei care vreau foarte mult să ajung acasă, deci în dimineața asta n-am reușit, dar sper că mâine dimineață să ajungem cu toții și Veaceslav și eu. Deci dimineața se pune o strachină cu apă și cu un ou băit și un ou nou și cu niște bănuți. Și cine se spală primul, acela e bănuții. Așa e la Taxobeni. Domnule Mirel, cum vă simțiți la Chișinău? Totul e ca acasă. Frumos, cu ouă roșii, cu pască, cu cozonac, ca la noi la moldoveni. Ca la noi la moldoveni, foarte frumos. Eu zic și văd că vă simțiți bine aici la noi, mă bucur foarte mult. Dacă vom continua cu muzică, cu alte cântece, dragi prieteni, acolo în scenă deja se află Rodica Bucnă, Adrian Roșca și Ionuț Urteș. Și Gheorghiță, dea-mă-i la portiță. Lasă-mă, mamă, că zău vreau să merg și eu. Moș Ignat din Ațat, unde struna l-a cântat și trompeta după el, ță și mărunțăl. Nicanor, dă-i ușor, cât e toba ta ni bărbat, de toba ușor el, dar mai mult din cine. O, intrat Flăcăi în joc și sâmbăt cu mare foc. Poate toba, Nicanor, poate-o mai cu sporă, măi. Dar uite și bădița, cu paiaș gurița, ține-mi pas bădiță, hai tot după Flăcăi. Badea meu știu și eu, cel mai priseput Flăcăiul, la jocnul între și nimic știu așa și nimic. Tot mai sus, mai Flăcăi, și-ncă o dată tribătăi, țineți eu cu apăsat, ca la noi în sat. Joacă, joacă, mai bădiță, când e soară la portiță, te-ai lăsat să mă săruți, ca să nu mă auzi. Și-au prins fur de busuioc și-au ieșit la joc. Dacă Catrența lese și cu poale grețe, așteptă ca să le joace, așa și le place. Că așa ai fi lăsat fetele din măritat, așteptă cu nerăbdare când e sărbătoare. Că la joc frumos loc, dă-ți Flăcăui cu noroc, învârtește fără iute că sunt fete multe. Este joc de satul meu, mă juca tata Flăcău. Ia că joacă și bădiță cu gândul la mândruliță. Te uite așa. Verdi foailate și fac sore și fac frati, oh, și fac sore și fac frati, cu atâta străinătate, of, dor, că dorul-i greu, mă. Lumea toată am colindat, din străin m-am săturat, of, dor, că dorul-i greu, mă. Sufletul mi-a mărât, mă, din
știți de ale meu pământ, măi. Of, departiți din nemureli, nu pot sta la sfat cu elii. Of, dor că dorul-i greu, măi. Jăluim aș n-am la șini, străin nu străin rămâni. Of, dor că dorul-i greu, măi. Dorul meu când mă ajunge, să-l alun. Of, dor că dorul-i greu, măi. Și-așa-mi vine câte un gând, măi, la maicuța să mă duc, măi. Of, dor că dorul-i greu, măi. Să dorm și să mă trezesc, pe pământul strămoșesc. Of, dor că dorul-i greu, ora străbună, frații se adună, de la mic la mare, jucând fiecare. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Joacă dobrogenii ca și moldovenii, și cu ei muntenii se-ntrec cu oltenii. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Ardelenii ca și bănățenii, să joace împreună la ora străbună. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. La mic la mare, când e sărbătoare, jucăm împreună la ora străbună. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă hora pe la noi. Dragii noștri, la ora străbună cu tot neamul împreună, așa cum s-a întâmplat în studioul televiziunii Moldova 1, voie bună și cu cei dragi de sărbători, rămâneți alături. Noi aici trebuie să încheiem acest program muzical, dragi prieteni, nu ne rămâne decât să vă dorim toate cele bune și sărbători fericite!